Roxana era o femeie liniștită, muncitoare, o mamă dedicată copiilor ei. Conform spuselor familiei, a fost plecată la muncă în Italia împreună cu soțul ei până în acest an, când s-a întors acasă în cartierul Gloden din orașul Puceasa. Și-a anunțat părinții că nu se mai înțelege cu soțul și văzând că nu-și găsește loc de muncă, a decis să plece înapoi în Italia. Rudele sunt șocate acum, la auzul veștii că Roxana nu mai este în viață și nu-și explică ce s-a întâmplat. Eu am vorbit sâmbătă dimineața cu ea. Zicea că e bine, că e tot în regulă, ce s-a fi întâmplat, Dumnezeu știe. N-am auzit și noi ieri. Am rămas tablou. Cine v-a anunțat? O soră, am o soră în Spania și ne-a anunțat. Pe fata era în Italia? Da. Și cum a și are un nepoată, stătea vecină, unde lucra fiimea acolo. Eu cred că a avut probleme cu bătasul. A mai avut probleme cu soțul înainte? Da. Ce știți dumneavoastră? Cum se purta cu ea? Copii a fost mal la noi, dacă nu era noi. În luna august, Roxana a plecat de aici, din casa părinților, înapoi în Italia. Aceasta nu le-a dat de bănuit nimic celor dragi, cum care avea probleme și nici măcar nu le-a spus că este însărcinată. Nu a știut nimeni nimic. De ce credeți că n-a spus nimănui? Nu pot să-mi dau seama. Ieri când am auzit, eu am zis că a omorât-o careva. Nici de cum că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A născut acasă. Da, acasă. Încuiată. Cred că n-a putut să mai iasă afară sau nu pot să-mi dau credeți seama. Credeți că ar fi vrut să țină copilul sau... Nu știu nimica. Dacă e făcut la termen, să-l înseamnă țină, că... Nu e nicio problemă. Unde mănâncă ăștia doi, mănâncă și al treilea, nu? Rudele așteaptă acum să ajungă în Italia pentru a afla ce s-a întâmplat cu Roxana. Nu-și explică de ce fata lor a ales să ascundă sarcina. În urma ei rămân doar multe semne de întrebare și doi băieți de 3 și 5 ani. Copiii vor rămâne în grija bunicilor pentru că tatăl lor nu s-a mai interesat de ei de luni de zile, deși locuiește într-o comună din Prahova. În țară, cred. Nu mai știu nimic de. Nu știți nimic. Nu. Credeți că a aflat ce s-a întâmplat? Credeți că s-a interesat vreun pic de copii? El nu s-a interesat de viața copilului. Nu, Sandina, am trebuit să-i aduc o bomboană măcar. Deci nu s-a mai interesat. Și copiii poartă numele. Eu i-am făcut mari. Ele puțin ei. E greu. Cum era Roxana? O fată bună, muncitoare, curată. N-am ce să reproșez. Miercuri, tatăl Roxanei va merge în Italia pentru a duce trupul neînsuflețit al femeii acasă.